Nu sunt psiholog, nici psihiatru și nici vreo altă formă de medic, doctor care se ocupă cu buna funcționare a sinapselor neuronale. Dar, ca și exemplu personal, la fel ca majoritatea oamenilor în ziua de astăzi, am trecut prin tot felul de sincope legate de stresul în viața personală, lipsa somnului, trezit noaptea și alte forme de anxietate pe care sunt sigur că toți le avem. Acum, știi cum e, cauzele care provoacă stresul pot fi diverse. Țin de la persoană la persoană, e vorba, poate să fie chestiuni legate de job, de business, de viața personală, de viața amoroasă, deși sunt sigur că ultimele se întâmplă mai mult la femei decât la bărbați. Acum, eu, ca și exemplu personal, m-am trezit că am intrat pe niște proiecte foarte complexe la care cu greu făceam față și mă trezeam noaptea de 3-4 ori. Efectiv, în somn mă trezeam, îmi luam mobilul de lângă pat și mă apucam să notez chestiile pe care le gândeam în timp ce dormeam. Evident, asta era o formă extremă de stres. În perioada respectivă am dezvoltat și o mică boală, nu pot zic că e boală, este o chestie autoimună în care mai mulți, adică anticorpii pe care îi secretă organismul în exces, încep să atace pigmentul. Uitați aici, e vorba de vitiligo. Ce vedem aici pe mână de pigmentarea asta, asta este o boală autoimună, necontagioasă, care apare datorită stresului. Și ca și metode personale, nu știu dacă am ales cele mai bune metode, dar inițial aveam niște metode de combatere a stresului foarte, foarte proaste. Pentru că am descoperit alcoolul. Eu, care n-am consumat alcool până la 33-34 de ani, am început brusc să consum câte puțin pentru a-mi netezi puțin trăirile neuronale, mai ales seara când ajungeam acasă, începând să beau un pahar de vin, un pahar de cidru, unul de bere, depinde, în fiecare seară după casă. După care am descoperit tăria, care efectiv te culcă, înțelegi? Adică e o gură, două de tărie înainte de culcare și ești lemn, adormi instant. Dar evident și efectele negative vin ca urmare a acestui consum de tărie. În sensul că dimineața trezești amețit, nu mai ai același randament, nu e o chestie foarte bună. Adică asta e o metodă foarte proastă. Alcoolul este cea mai proastă metodă de a combate stresul. Pe lângă tărie, adică după tărie și în ultima perioadă din viață, am început să iau pastile pentru a dormi. Adică pastile pe bază de prescripție medicală, de intensitate medie, care îți fac somnul să fie mult mai adânc. Și am început să iau astfel de medicamente pentru a dormi mai ușor. Nici metoda asta nu este extraordinară. De multe ori am intrat într-o fază meditativă în care mă gândeam care este cea mai bună metodă până a pierde senzația asta de anxietate, de stres, care a apărut în special, că s-a accentuat foarte mult acum de când cu pandemia, în care sunt office, după care home office, mă mai duc și mai fac ceva sport la sală sau alerg sau acțiuni similare și acțiunile sociale s-au restrâns foarte, foarte, foarte mult. Singura metodă pe care am descoperit-o și care contează este să las lucrurile să se întâmple, să nu mai pese. Evident că implicarea mea în ceea ce fac este maximă, dar cu cât îmi pasă mai mult de anumite chestii, cu atât sunt mai stresat, mai obosit și mai surmenat de rezultate. Da, rămâne să ne implicăm în toate acțiunile noastre. Dar nu trebuie să ne pese. Ce puțin asta e metoda mea. Acum nu știu, fiecare sigur că are altă metodă. Dar seara când mă pun la culcare, închid ochii și mă gândesc că mâine este o nouă zi, cu chestiuni extraordinare care o să se întâmple. Și fiți inovatori și creativi, fraților. Mulțumesc pentru că ați vizionat filmulețul, dați-mi follow, like și tot acâmul.